Vacanțe all inclusiv pe bani puțini, trecem la topul celor mai scumpe. Peste 60.000 de euro a costat anul acesta cel mai luxos sejur cumpărat de 5 români pe Coasta de Azur. Dar ai noștri au dat mulți bani și pentru destinații mai neobișnuite. Le trecem în revistă și vedem cum este să fii tratat în vacanță regește. Cinci români vor pleca luna august într-un sejur de 3 săptămâni în Sardinia și pe Coasta de Azur. O vacanță de 61.000 de euro, cea mai scumpă din acest an. Numai biletele de avion se ridică la 10.000 de euro. Cât despre serviciile pe care au dat bani grei? Vor beneficia de, nu neapărat majordom, însă o persoană asignată care să aibă grijă de ca sejurul lor să fie cât se poate de confortabil. Au fost primiți cu limuzină, transferul de la aeroport la hotel a fost privat și cu limuzină. În topul celor mai scumpe vacanțe de la acest an se află și un sejur de 2 săptămâni în America. 4 români au dat peste 40.000 de euro. Alți 2 au preferat Australia și au plătit aproximativ 30.000 de euro. Și destinațiile mai puțin cunoscute le-au atras atenția turiștilor noștri. Pentru o vacanță în Papua Noua Guinee, un cuplu a dat 15.000 de euro. La fel și pentru Tonga Tapu, un loc pe care abia îl găsești pe hartă, spun agenții de turism. Anul acesta se observă o creștere pe destinațiile exotice, pe zona Caraibelor, pe insulele din Oceanul Indian. Aș zice că anul ăsta este un an mai optimist decât cei 3 ani din urmă în care lucrurile au mers mai prudent. Anual, peste 1.000.000 de români aleg să-și petreacă vacanțele în afara granițelor țării, însă numărul celor care își permit să dea câteva mii de euro pentru un sejur nu sare de câteva sute. Mare